Bine am văzut, dragi spectatori, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Îl avem alături de noi, încă de la începutul acestei seri, pe pastorul Daniel Matei. Bine ați venit, pastorul Daniel Matei. Vă mulțumesc pentru invitația noastră. Pastorul Daniel Matei e un, să zic așa, prieten de suflet mai vechi al nostru. L-ați văzut de multe ori în emisiunile Alfa Omega TV. Ați urmărit într-o serie de emisiuni despre rugăciune și, bineînțeles, în această seară va fi despre rugăciune, dar am rugat să vină cu câteva minute mai devreme ca să fim împreună și la emisiunea Alfa Omega în Obiectiv, în care avem așa un scurt dialog, cu dumneavoastră. Și l-am rugat să fie alături de noi pe fratele Daniel Matei. Am să încep în a vă mulțumi celor care ne sprijiniți, ne încurajați și sunt alături de noi în eforturile pe care le facem pentru a face ca Alfa Omega TV, canal de televiziune, să fie în cât mai multe orașe din România. Aproape în fiecare emisiune ne-am rugat specific pentru anumite zone, anumite orașe. Astăzi, în urma unor discuții pe care le-am avut cu câțiva credincioși din Sighișoara, ne vom ruga pentru Sighișoara. Este fratele păstor Otto și grupul lui care azi ne spunea se va uni cu noi în rugăciune și în post, chiar pentru ca Alfa Omega să intre în orașul Sighișoara, oraș aflat în inima țării. În urmă cu două săptămâni ne-am rugat pentru Alba Iulia. Iată că aceste două orașe le aducem pe brațele rugăciune alături de dumneavoastră și ne vom ruga scurt, peste câteva minute, pentru aceasta. Vreau să vă dau și o veste bună. Tot mai multe rețele de cablu ne cer avizul pentru CNA. Iată, zilele trecute am dat aviz celor de la firma Ambavi Telecom pentru noi localități, în special în zona Valea Jiului, Petrila, Petroșan, Cimpa, Jieț, Turceni, cu mai multe comune în jur, 10 comune, Gura, Șușițe, Iliești, Ionești, Jilțu, după aceea în jurul localității Pestișani, Borușteni, Brădiceni, Frâncești, Guren, Hobița, Pestișani și așa mai departe. Ne bucurăm că pe Valea Jiului, încet, încet, acolo unde este mare nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu, Alfa Omega aduce această prezență a Domnului în acele zone. Frate Daniel Matei, ne rugăm de multă vreme și sloganul nostru, voia noastră, dorința noastră este ca Alfa Omega să fie accesibil în fiecare casă de român. Asta este dorința noastră. Amin. Se uită, nu se uită, măcar să fie acolo ca alternativă, dar vedem că audiența și dorința după canalul Alfa Omega crește în fiecare, zi, săptămână, zic ce noi, suntem bucuroși că simțim că este o foame după Dumnezeu care se manifestă și în acest mod. O dorință după a avea Cuvântul Dumnezeu în casă prin programe de televiziune cum este Alfa Omega. Spuneam la această emisiune de mai multe ori, avem oarecum bucuria și surpriza de la Dumnezeu ca din luna iulie CNA-ul, fixându-ne și constatând prezența noastră în primele 25 de canale ca și audiență, poziția 21, a recomandat cu titlul de obligativitate tuturor rețelelor de cablu din România să ne introducă în mod gratuit și văd că acest lucru se întâmplă. Vă îndemn din nou să folosiți această favoare de la Dumnezeu și să vă rugați și să insistați ca în orașul dumneavoastră sau în zonele învecinate de care știți, Alfa Omega să intre. Știu, eu nu v-am pregătit pentru aceasta, dar ne vom ruga mai mult în partea a doua, dar ce-ar fi să ne rugăm și acum foarte scurt? I-am promis colegului nostru, fratelui pastor Otto din Sighișoara și altor credincioși din Sighișoara și din Alba Iulia, că ne vom uni cu ei în rugăciune această seară, așa pentru ca Alfa Omega să intre în orașele lor. Poate vreți să vă uniți cu noi în rugăciune, frate Daniel. E bine să ne concentrăm împreună în rugăciune cu frații din Alba Iulia, din Sighișoara. În Sighișoara noi avem o biserică, Biserica Mana, împreună cu alte biserici, dar ne ocupăm în mod special de Biserica Mana, frați scumpi de acolo și cred că unindu-ne în rugăciune, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. Și eu cred că oamenii din România și frații din România și oamenii din România se vor deschide tot mai mult să se uite la aceste programe religioase, ca să aibă o educație religioasă, pentru că cu educația religioasă că stăm cam slab în România. De aceea e bine să se uite, e bine să vadă ce e bun și ce nu e bun. Aici este frumusețea și eu cred că Duhul lui Dumnezeu îi va conduce pe oameni să deschide televizorul și să asculte și să primească cuvântul care este vestit sau cuvântul care este rostit.
Bun, ne rugăm, da, ne rugăm. Începem dumneavoastră și poate mă rog și eu, așa scurt. Da. Avem mai multe momente de rugăciune și să ne rugăm acum specific pentru acest oraș și alte orașe pe care Domnul ne le pune pe inimă. Doamne, Tată din Cerul, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și ne rugăm în această seară pentru Alba Iulia. Ne rugăm ca acest canal, Alfa Omega, Doamne, să aibă favoare, să intre în acest oraș supranatural, Doamne. Cerem o intervenție supranaturală și o favoare, Doamne, ca acest canal să intre, ca cei din Alba Iulia, Doamne, să primească cuvântul și bisericii din Alba Iulia, Doamne, să se bucure de harul de a primi tot mai mult creștini, tot mai mulți oameni care au nevoie de mântuire. Doamne, îți mulțumim pentru frații noștri din Alba Iulia, bisericii din Alba Iulia. Doamne, te rugăm să-i binecuvintezi pe frații păstori, Doamne, pe lucrătorii din Alba Iulia, pe credincioșii din Alba Iulia, Doamne, și îți mulțumim că pui în noi, Doamne, dorința de a ne ruga, de a mijloci tot mai mult, Doamne, pentru cei pierduți din Alba Iulia. Te rugăm, adu un duh al pocăinței peste Alba Iulia și fă ca acest canal, Doamne, să aibă un rol important în Alba Iulia. Doamne, ne rugăm de asemenea și pentru Sighișoara. Doamne, îți mulțumim că, Doamne, Tu vei face minuni, Doamne, și în orașul Sighișoara. Sighișoara are nevoie de acest canal, are nevoie de Evanghelia lui Hristos să fie propovăduită. Doamne, are nevoie ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în Sighișoara cu multă putere. Binecuvintează frații noștri, indiferent de religie, binecuvintează-i Tu și întărește-i și împreună, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca să Te slăvim, să Te onorăm, să Te binecuvântăm și dă favoare acestui canal să poată să penetreze, să intre în Alba Iulia și în Sighișoara, Doamne, ca Evanghelia Ta, Doamne, să fie predicată cu putere. Evanghelia Ta, Doamne, Doamne, să aducă snopi, să aducă snopi, Doamne, Doamne, și oamenii să primească mântuirea. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și noi îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Să mergem mai departe. Vă spuneam, săptămâna trecută am fost în București, în urmă cu două săptămâni mai exact, am realizat mai multe reportaje acolo, încet, încet apar în emisiunea noastră de știri, de informații. Am simțit astăzi însă să selectăm din mai multele interviuri care le-am realizat la organizația Alege Viața, să selectăm un scurt interviu, una din liderile acestei lucrări, sora noastră Anișoara Falcă, a sintetizat în câteva fraze a sintetizat preocupările, proiectele care animă această organizație. De ce simțim noi să o aducem în această emisiune? Aparent n-are nicio legătură cu Alfa Omega. Prezentăm știri, încurajăm, ne rugăm pentru ei. Sper să-i avem tot mai mult pe canalul Alfa Omega. Dar sunt oarecum ca și noi, nefiind sub umbrela directă a unei biserici, nefiind sprijiniți în mod clar, permanent, decât de cei care au pe inimă să ne sprijinească, îi simțim foarte aproape de noi, într-o poziție aproape similară ca lucrarea Domnului și vrem să fim alături de ei și să ne rugăm pentru ei, în timp ce o ascultați pe sora noastră Anișoara, vă îndemn să vă și rugați pentru cei din Alege Viața, au nevoie de ajutor, sunt vremuri grele și proiectele pe care ei inițiază sunt de mare impact și de mare nevoie atât în tânăra generație cât și în general în trupul lui Hristos din România. Dintotdeauna am văzut Alege Viața ca un braț întins al bisericii locale, dorind să atingă cu Evanghelia întreaga lume. Dorința noastră este să ajungem acolo unde oamenii sunt și să le prezentăm vestea bună, iertării prin Iisus Hristos și să le spunem că există o salvare și o șansă pentru fiecare să-L cunoască pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Avem lucrări în diferite domenii, probabil cea mai cunoscută și lucrarea de bază cu care a început Campus Crusade. De fapt, Alege Viața este o divizie a Campus Crusade International, care a început în anul 1951 în Statele Unite și a început cu o lucrare printre studenți. Motivul pentru care lucrăm cu studenții și acum este că ei sunt viitorii lideri de mâine ai societății noastre și atingându-i pe ei astăzi am atins deja societatea noastră viitoare și având lideri schimbați o să avem un viitor schimbat și până la urmă ei vor fi cei care vor conduce mass media, guverne, vor fi cei care vor învăța copiii noștri la școală și vor da un ton în întreaga societate de mâine. Revista Fițuica a început din dorința de a interacționa mai ușor și mai natural cu studenții pentru că în rândul lor apăruseră niște zvonuri cum că Alege Viața ar fi o sectă. Dorind să combatem aceste zvonuri și dorind să avem o interacțiune ușoară cu ei, am creat această revistă Fițuica și ușor
cei care lucrează cu lucrarea aceasta, cu studenții, au devenit Clubul Fițuica. A devenit foarte ușor popular să fii parte din Clubul Fițuica și oamenii doreau să aparțină unui grup de studenți care erau interesați nu numai de ce se întâmplă cu școala și cu prietenii lor, dar ce se întâmplă și cu sufletul lor după moarte. Și de aici a început să se dezvolte această lucrare mai mult cu denumirea de Clubul Fițuica, așa cum este cunoscut acum printre studenți. Și a fost pentru vreo vreme și încă este foarte popular să fii parte din Clubul Fițuica. Încercăm să atingem diferite categorii sociale, începând cu profesorii de liceu și avem un program intitulat Tinerii în pragul vieții, care își dorește să atingă atât elevii de liceu cât și profesorii, dar prin profesorii de liceu. Avem diferite programe care le prezentăm în licee, iar profesorii vin la conferințele noastre, simpozioanele noastre și dorința noastră este ca ei devenind oameni schimbați să schimbe generația, să aibă o influență în generația lor. Avem o lucrare printre atleți, sportivii de acțiune, Atleți în Acțiune se numește și deviza lor este victorie dincolo de competiție. Și pe cei care îl cunoașteți pe Daniel Zafiris, un fost jucător de la Petrolul, el este cel care coordonează această activitate. Cea mai cunoscută lucrare în întreaga România este lucrarea cu filmul Isus, Acoperirea, care își dorește ca împreună cu bisericile locale să răspândească Evanghelia în fiecare colțișor al țării noastre, astfel încât fiecare să aibă șansa să audă Evanghelia odată. Și de fapt dorința noastră este ca până în 2020 fiecare om să aibă ocazia să cunoască un adevărat urmaș al lui Hristos. Lucrarea aceasta a fost cunoscută în întreaga țară prin filmul Isus, apoi prin filmul Isus, varianta pentru părinți și copii, iar acum am lansat un nou film care este foarte cunoscut printre biserici și începe să devină și mai popular, filmul Magdalena, care prezintă exact istoria lui Isus, dar în întâlnirea lui cu cinci femei din Biblie și cum Isus restaurează femeia și condiția ei. Avem multe locuri în care distribuim acest film, iar femeile vin să vadă, și nu numai femeile, vin să vadă cum interacționează Isus cu femeile din vremea lui și ce șansă și ce speranță este pentru ele în societatea de astăzi. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu! A fost adineori colegii de la Alege Viața, sora noastră și colega noastră Anișoara Falcă, una din liderii acestei organizații, și mi-a făcut plăcere, vă spun, să trecem în revistă foarte scurt proiectele lor. Noi am realizat câteva știri cu ei și o să le prezentăm pe parcursul emisiunii, însă aș vrea să nu trecem mai departe. Motivul pentru care am pe inimă Alege Viața în această seară este dorința de a ne ruga pentru unul din liderii acestei organizații. Este vorba de Ionel Teodorescu. Ionel și Gina, soț-soție, au fost folosiți și sunt folosiți de Domnul de ani de zile. Ionel a fost sufletul campaniei filmul Isus. Mii și mii și mii de români cred că s-au întors la Domnul, a fost atinși de cuvântul Domnului prin acest film Isus, care a fost vizionat de foarte mulți, foarte mulți. Și Eu și soția Mirela am fost colegi de facultate de aceeași generație, și cu Gina și cu Ionel. Pe vremea aceea nu eram credincioși, ne-am reîntâlnit după mulți ani de zile amândoi slujindu-L pe Domnul. Acum însă Ionel este bolnav și are cancer
Aș vrea să ne rugăm pentru el, frate Daniel. Anticipăm rugăciune care o să le facem în partea a doua a întâlnirii din această seară. Vrem să fim alături de el. Cred că Dumnezeu poate să facă o minune în ființa lui. El și Gina stau încredințați că Dumnezeu poate să facă o minune și că toate, orice diagnostic care este defavorabil, Dumnezeu poate să îl întoarcă. Însă, pentru că suntem la capitolul rugăciune, vreau să mai anticipez seara noastră de rugăciune cu încă ceva care simt că este foarte urgent. Este o soră, Claudia Harabagiu din Petroșan. Ea este mama 10 copii, cel mai mic are 7 luni, suferă de anemie severă, este internată la spitalul din Timișoara într-o stare foarte gravă și medicii spun că orele sunt numărate și aș vrea chiar să ne așteptăm încă o oră până ne vom ruga la emisiunea Calea Adevărului și Viața să ne rugăm și pentru ea. Și vreau să adaug la acest punct de rugăciune și pe tatăl fratelui nostru Ioan Niculescu, care este în regie chiar la mixer în această emisiune, care are o problemă gravă cu vederea și o operație mai complicată care dincolo de operație, cred că Dumnezeu poate să facă o minune cu ochiul tatălui fratelui nostru Neluțu Niculescu. Și aș vrea să ne rugăm pentru ei. Deci pentru fratele Ionel Teodorescu și sora Gina, ca Domnul să atingă de Ionel și să-l restaureze din această boală, după această boală grea, pentru această soră, sora Claudia și pentru Ion probleme de vedere. Haideți să ne rugăm pentru aceste trei bilete, frate Daniel. Da, Doamne Tată din ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Venim înaintea Ta și aducem pe frații noștri înaintea Ta, îi aducem pe Ionel și pe Gina înaintea Ta și, Doamne, conform cuvântului Tău, Doamne. Tu spui prin cuvântul Tău că dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, Tu le vei da lucru cerut. Doamne, ne unim în această seară împreună cu Ionel și cu Gina și mustrăm această celulă canceroasă care este peste Ionel. Și îi spunem în numele Domnului Iisus Hristos, în autoritatea Domnului Iisus Hristos, să plece din viața lui și el să devină sănătos. Doamne, te rugăm, lucrează Tu, Tu ești vindecătorul, dar noi suntem copiii Tăi, suntem oameni neprihăniți care credem în puterea Ta vindecătoare. De aceea, prin rănile Tale, noi știm că Tu astăzi poți să vindeci și ai vindecat, Doamne, de aceea cerem vindecare pentru Ionel. Doamne, ne rugăm de asemenea, Doamne, pentru sora Claudia, care are 10 copii din Petroșani, care este aici la spital, la Timișoara. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să lucrezi supranatural în viața ei. Anemia severă care este în viața ei să plece în numele Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu să o călăuzească, să vină peste ea, să vină peste ea, este copilul Tău, are 10 copii, Doamne, de aceea ne rugăm să ai milă, să te înduri, să vindeci în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, de aceea, de asemenea, ne rugăm pentru Ion Niculescu în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ca Tu, Doamne, să vindeci ochii lui, cataracta lui, în numele Domnului Iisus Hristos. Cerem vindecare în autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și, Doamne, noi credem că Tu răspunzi rugăciunile celor neprihăniți care se roagă, Doamne, și cer de la Tine milă și îndurare. De aceea îți mulțumim și, Doamne, credem că Tu ne asculți în aceste clipe, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Așadar, vă îndemn să ne trimiteți în continuare cereri de rugăciune, ne vom ruga, a fost doar așa un preambul, transmiteți urgență pentru aceste cereri și cred că Domnul a vrut să ne rugăm acum la emisiunea Alfa Mega în Obiectiv. Vreau să mulțumesc celor care ne-ați ajutat în săptămâna aceasta. Ieri am primit o vizită mai interesantă, sora Marioara din Teregova, 74 de ani. Ne-a dus un mic dar, așa, într-o plasă, într-o sacoșă de ei, ne-am bucurat și ceva pentru bucuria întregii echipe și îi mulțumim sorei și ne-am rugat și ne vom ruga pentru sănătatea ei și pentru ca Domnul să rezolve situația, relațiile ei acolo cu nepoții ei și să-i dea favoare, să-i dea pace, să-i dea izbândă și așa cu atâta bucurie, dânsa ne urmărește zi și noapte, e bucuria ei, prezența Domnului în casa ei prin canalul Alfa Mega TV. O femeie plină de viață la 74 de ani și plină de Duhul Domnului și dorința de a afla mai mult. La 74 de ani, ne spunea, învață, citește, aude, primește cuvântul tot mai mult și dorește și mai mult din relația și din părtășia cu Duhul Sfânt. Mulțumesc mult unor încurajări, l-am primit pe e-mail, prin telefon, citesc doar câteva de la fratele Cătălin Moldovan din
Câmpul Lung, cred, ne spune Alfa Omega este prima televiziune din România care aduce adevărul pentru români, adevărata bucurie și mângâire sufletească nu o poți găsi în alte canale TV, singurul canal TV care aduce în fața românilor exact ceea ce este necesar sufletului pentru mântuirea acestuia. Ne rugăm aici pentru toată echipa Alfa Omega și pentru familia Pețan. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă țină în lucrarea bună pentru Domnul. Mulțumesc, Cătălin, pentru încurajări și chiar dacă nu ne cunoaștem personal decât prin intermediul mesajelor, e o încurajare, e o încurajare pentru noi acest lucru. Vă spuneam și cu asta ne apropiem de sfârșit, înainte de a intra în emisiune, vorbeam cu fratele Daniel despre progresele care le facem, zicem noi aici la Alfa Omega, despre amenajările pentru iarna, ale clădirii, ale studioului, despre eforturile noastre de a da în funcțiune și etajul 1 și de a face funcționale câteva camere acolo. Și vă mulțumesc celor care ne-ați ajutat prin mici contribuții, așa cum această soră din Teregova, ca și cum ne-ar fi adus din bănuțul ei în lucrarea Alfa Omega TV. Mulțumesc celor care ne ajutați într-un fel sau într-altul. Rugați-vă ca să putem să pășim în iarnă echipați aici cu clădirea, cu cu costuri, cu facturi care trebuie să achitate, cu taxe cu care vrem să le rezolvăm până la sfârșitul anului. Aș vrea să spun ceva ce poate mulți nu știți. Înainte de a ne muta noi în clădirea aceasta, Dumnezeu i-a pus pe inima fratelui Daniel să ne găzduiască în clădirea bisericii și aflat în construcția bisericii Agape, unde este păstor. Și aproape 5 ani de zile am stat acolo cu întreaga echipă, am avut un etaj întreg și îi mulțumesc public fratelui Daniel că ne-a găzduit acolo. Dar a venit timpul să ne mutăm la casa noastră și și mulțumim Domnului pentru această perioadă, când costuri minime, n-am plătit chirie, doar utilitățile și Dumnezeu a făcut să se nască, să se închege acolo. Chiar acolo s-a născut, a început prima emisie a canalului Alfa Mega TV. Acolo a fost un cuib așa protejat, așa îl vedem noi acum, uitându-ne în urmă, în care s-a născut acest nou nivel al lucrării Alfa Mega TV. Frate Daniel, vă mulțumesc o dată. Cum vedeți acum, venindu-ne și vizitându-ne din când în când aici noua clădire, cum ne vedeți? Sau știu eu, eu cred că e foarte bine pasul care s-a făcut, că ați plecat de la noi. Nu v-am dat afară, dar v-am încurajat să plecați ca să puteți să fiți la casa dumneavoastră. Și aici e casa dumneavoastră, chiar dacă nu e terminată, vin și mă uit, întotdeauna văd lucruri care se mai fac și aceea în această seară mă rog ca Domnul să pună pe inima multor frați, cei care vizitează și se uită la canalul Alfa Omega, să contribuie pentru ca acest canal să se dezvolte mai mult, această clădire să fie terminată. E spre slava lui Dumnezeu, nu este spre slava oamenilor, spre slava lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu va binecuvânta pe cei ce vor contribui, pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Să vă rugați de asemenea pentru echipă, pentru acești tineri care lucrează aici. Tineri scump, de ani de zile, știu, lucrează, i-am văzut la biserică, la centru creștin, acolo când eram toată ziua, ne întâlneam pe trepte acolo sau la alte interviuri care le-am avut, dar au nevoie de ajutor, au nevoie de ajutor și eu cred că numai Dumnezeu poate să-i ajute, dar Dumnezeu lucrează prin oameni, lucrează prin dumneavoastră care vă uitați la acest program, bănuțul dumneavoastră, poate din pensie, poate din economiile dumneavoastră, dar dați-l pentru Domnul și Dumnezeu vă va binecuvânta. Ei n-au alte surse decât prin credință trăiesc și vorbeam cu fratele Pețan, cu sora Mirela și știu necazurile lor și dorințelor, ar putea să facă mai mult dacă ar fi ajutați. De aceea mă rog și cer ca fiecare din voi care vă uitați și Dumnezeu vă pune pe inimă să contribuiți, faceți-o din toată inima și Dumnezeu, vă garantez, Dumnezeu vă va răsplăti, pentru că semănați într-un pământ bun. Fiți binecuvântați de Domnul. Mulțumesc, frate Daniel, pentru acest gând. N-am știut ce o să spuneți. Oricum, așa cum, după cum spuneați, cred că mai mult de jumătate din cei care ne ajută din România sunt pensionari. Și mă gândesc că din bănuțul lor, din bănuțul văduvei și al săracului, putem să mergem mai departe. Sigur că mai avem și alte surse. Traducem, facem, vindem casete, dar ca donații, aceasta este marea, știu eu,
mare număr de oameni care ne ajută și mă gândesc că sunt oameni care poate au mult mai multe resurse financiare decât pensionarii din România. Acesta a fost, mulțumesc pentru încurajare, cred că domnul va face și așa cum dumneavoastră ne-ați ajutat într-o perioadă importantă de timp, așa, uitându-mă în urmă din 94 de când noi funcționăm, în diverse momente ale lucrării Alfa Omega, Dumnezeu a adus oameni, organizații, conjuncturi. Oarecum nimeni nu poate să zică eu am finanțat sau eu sunt cel care am meritele majore în Alfa Omega. Dumnezeu a folosit oameni, organizații care, ascultând de Duhul Domnului, ne-au sprijinit. Așa cum și acum în prezent sunt persoane, organizații, tot mai mulți din România care ajută ca lucrarea Domnului, credem că este lucrarea Domnului Alfa Omega TV, chiar dacă noi administrăm această lucrare, ca să meargă mai departe. Cam aceasta a fost această primă emisiune. Vă reamintesc că emisiunea este în direct aceasta și peste câteva minute vom întâlni într-un alt colț al studioului, în decorul emisiunii Calea Adevărul și Viața. Vom avea în continuare pe fratele Daniel Matei cu noi. Avem deja cereri de rugăciune. Așteptăm în continuare la telefoanele care vă sunt pe ecran sau la adresa de e-mail cereri de rugăciune specifice. Ne vom ruga în câteva rânduri în această seară. Punem punct aici emisiunii Alfa Mega în obiectiv, însă până la începerea următoarei emisiuni avem un calup, o secvență de la întâlnirea Ziua Mondială de Rugăciune, Global Day of Prayer, pe care tot Biserica Agape a găzduit-o în urmă cu câteva luni de zile. Acolo, în acele multe ore cât s-a rugat biserica cu diversi invitați pentru diverse puncte, ați avut și un moment de timp când v-ați rugat mai mulți lideri pentru Alfa Omega TV. Rămâneți cu bine, dragi telespectatori, vă spunem pentru doar câteva minute, celor care sunt alături de noi, vă lansăm obișnuitul nostru salut, rămâneți partener Alfa Omega. Tată Cere, să-ți mulțumim, Doamne, că în această vreme Tu ai îngăduit, Doamne, ca lucrări de media creștină să fie, să viețuiască, să trăiască, să aibă viață, să impacteze, Doamne, trupul Tău, Doamne, să impacteze generații de români, Doamne, să impacteze românii de pretutindeni, Tată Cere. Doamne, Te rog să binecuvântezi pe toți cei care s-au rugat pe genunchi decenii la rând, ca să vadă că lucrările Tale se împlinesc acum, Doamne, în putere, Doamne. Îți mulțumesc că prin media, Doamne, indiferent că este radio, televiziune, presă scrisă, Doamne, cuvântul Tău, lucrările Tale, Doamne, ajung până la capătul pământului, ajung în casele fiecăruia, Doamne, ajung acolo în cea mai îndepărtată locuință, ajung în confortul unei case luxoase unde poate biserica nu are acces, Doamne. Îți mulțumesc că lucrezi cu putere în această vreme prin media, Tată Ceresc, Doamne, și Te rugăm să faci acest lucru în numele Domnului Iisus Hristos. Tată Ceresc, Te rog să cercetezi slujitorii din biserici, Doamne, indiferent de culoare confesională. Te rog, Doamne, să îi motivezi, să le deschizi mintea și ochii ca să vadă modul în care Tu intenționezi, Tu ai planificat, Tu ai plănuit să lucrezi prin media în această vreme. Doamne, dincolo de orice culoare confesională, Doamne, Te rog, Doamne, să folosești media cu putere, Doamne, ca și canale curate, Doamne, prin care cuvântul Tău să meargă, să intre, să atingă, să schimbe, să transforme, Doamne, pe românii, indiferent unde ar fi ei, Doamne, în România, în Republica Moldova, în Europa, la marginile pământului. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, că lucrezi, Doamne, și Doamne, fă ca media, Doamne, să fie agentul cuvântului Tău, Doamne, un agent de mare putere și de mare eficacitate în această vreme, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Doamne, că fiecare român va auzi Evanghelia Ta curată din nou, fiecare generație va auzi din nou Evanghelia Ta, Doamne, fie în biserică, fie în întâlniri de evanghelizare, fie, Doamne, prin lucrări de media, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru lucrarea în putere pe care o faci, Doamne, și mă rog, Doamne, că chiar dacă acum, Doamne, procentul celor născuți din nou, fie că din zona ortodoxă, catolică, evanghelică, este mic, Doamne, fă-te ca prin media, Doamne, Doamne, Tu să răstorni acest echilibru, Doamne, și să aduci la mântuire mulți, mii și mii și milioane, Doamne. Sunt milioane de oameni pentru care ne rugăm și continuăm să ne rugăm, Doamne, ca să fie atins, să primească cuvântul Tău, Doamne, prin radio, prin televiziune, Doamne, Doamne, prin internet. Doamne, îți mulțumesc că Tu finanțezi, Doamne, că Tu finanțezi lucrările de media creștine, Tată Ceresc, Doamne. Le finanțez, Doamne, în mod supranatural, Doamne, și vorbim binecuvântare peste fiecare lucrare de media care este născută de la Tine, Doamne, care este călăuzită de Tine, Doamne, care este inspirată de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, care este curată și care nu are o agendă, Doamne, care nu e de la Tine, Doamne. Mă rog pentru aceasta, pentru curățire, Doamne. Doamne, nu numai pentru curățire, pentru sfințire, Doamne, a lucrărilor de media creștine, Doamne, a lucrătorilor din media creștină. Doamne, vorbim în unitate, Doamne, smerenie, Doamne, integritate.
binecuvântate peste slujitorii creștini din zona de media, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne. Îți mulțumesc că îi folosești cu putere pe cei care sunt smeriți, pe cei care au inimă pentru Tine, pentru care au determinare să te slujească sacrificial la nivelul riscului, Doamne. Doamne, dar călăuziți de Tine și cu bucurie că te slujesc pe Tine, Doamne, cu întreaga lor ființă. Îți mulțumesc că ridici, Doamne, o generație de tineri creatori în media din România, în numele Domnului Iisus Hristos, cu creativitate, dedicare, sfințenie vorbim peste slujitorii din media creștină și peste slujitorii creștini din media seculară, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Domnului Iisus. Doamne, și acum, Doamne, mă rog, Doamne, Doamne, ca și copil al Tău, Doamne, în autoritatea pe care mi-ai dat-o ca și în Iisus Hristos, ca și înaintaș, Doamne, și ca și pionier al lucrărilor de media creștină din această țară și din acest continent, mă rog, Doamne, și proclam autoritatea numelui lui Iisus Hristos peste văzduhul României, în numele Domnului Iisus. Doamne, și vorbesc, văzduhul României va purta și va transporta și va fi impregnat și va fi agentul prin care cuvântul Tău va fi răspândit peste întreaga țară, peste întregul continent, în numele Domnului Iisus Hristos. Și facem fără putere orice plan al celor rău de a bloca accesul cuvântului Tău în văzduhul României, prin frecvențe, prin tot ce ține de tehnic, prin tot ce ține de legislativ, în numele Domnului Iisus Hristos, și proclamăm cale liberă în văzduhul României pentru cuvântul biblic, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Domnului Iisus. Îți mulțumesc, Doamne, că orice plan făurit împotriva lucrărilor de media creștină, orice plan făurit pentru a limita distribuția cuvântului Tău la scară largă, masivă, peste România și peste Europa, este zădărnicit și făcut fără putere acum, în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc că faci, Doamne, și programăm cer deschis, Doamne, din punct de vedere al văzduhului media peste România, în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. Vreau să continuăm să ne rugăm înainte Domnului. Vreau să binecuvântăm familia Alfa și Omega în mijlocul nostru. Este o televiziune care vrea nu să propovăduiască o religie, ci o relație intimă cu Fiul lui Dumnezeu. Acești oameni doresc din toată inima să onoreze pe Fiul, să-L glorifice pe Fiul prin această lucrare. Și am vrea să-i binecuvântăm azi. Am vrea să binecuvântăm această televiziune care este o unealtă în mâna lui Dumnezeu pentru încurajare, pentru îmbărbătare, pentru pocăință, pentru transformare, pentru înnoire. Am vrea să-i binecuvântăm pentru credincioșia lor. Am vrea să-i cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ridice oameni iscusiți în mijlocul lor, oameni înțelepți, oameni care știu aceste lucruri și oameni prin care Dumnezeu să lucreze cu putere. Vreau să stăm înaintea Domnului. Doamne, ne unim în rugăciune chiar acum înaintea tronului Tău și îți mulțumim pentru acest favor pe care Tu l-ai dat acestei țări, această televiziune creștină care zi și noapte propovăduiește adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Și îți cerem în numele Domnului Iisus Hristos multă roadă pentru împărăția Ta. Multă roadă, Doamne, pentru împărăția Ta. Multă roadă prin această televiziune, Dumnezeul nostru. Îți cerem să binecuvintezi Alfa și Omega, Doamne. În mijlocul crizei îți cerem că ei să nu ducă lipsă de nimic, Doamne, ci ei să aibă din belșug în numele Domnului Iisus Hristos. Ei să aibă din belșug în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântăm familia Pețană, îți mulțumim pentru ei, pentru înțelepciune, pentru smerenie, Doamne, pentru favorul pe care l-au în ochii Tăi. Îi binecuvântăm și îți cerem favorul și mai mare pentru ei. În numele Domnului Iisus Hristos îți cerem să deschizi uși, Doamne, uși în mod supranatural. Deschide uși, Doamne, pentru ei. Uși pentru slava numelui Tău. Și, Doamne, un seceriș bogat de suflete, Doamne, de binecuvântare să vină, Doamne, prin această televiziune îți cerem să lărgești mult, mult, mult împărăția Ta prin ei. În numele Domnului Iisus Hristos îi binecuvântăm astăzi. Îi binecuvântăm pe toți cei ce fac parte din familia Alfa și Omega. Îi binecuvântăm. Și, Doamne, îți mulțumim pentru credincioșia lor. Îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că sunt integri, pentru că sunt în smerenie, Doamne, pentru că vor să slujească numele Tău. Îi binecuvântăm și îți mulțumim pentru ei, Doamne. Tu ești Dumnezeul care meriți toată slava, cinstea și gloria. Da, Doamne, și ne ridicăm împotriva
uneltirilor celui rău împotriva diavolului, principalităților, domnilor și stăpânirilor care se ridică împotriva robilor tăi, împotriva acestui canal, care vor să denigreze lucrarea lui Dumnezeu, ne ridicăm și spunem destul în numele lui Iisus Hristos, destul să cădeți fără putere în numele Domnului Iisus și puterea celui prea înalt să se arate prin vestirea Evangheliei la acest canal în numele Domnului Iisus Hristos și puterea Evangheliei să penetreze în casele oamenilor din România și oamenii din România să deschidă la acest canal. Dă favoare, Doamne, favoare acestui canal Alfa Omega, ca oamenii să primească Evanghelia, oamenii să fie vindecați, oamenii să fie eliberați, oamenii să cunoască adevărul și adevărul îi va face slobos. Doamne, orice cuvinte de denigrare, orice cuvinte de, ca să-i pună jos, să cadă, Doamne, fără putere, să nu aibă influență în numele Domnului Iisus Hristos. Și binecuvântarea Domnului să fie peste ei, peste acest canal și peste lucrarea ta prin acest canal, în numele Domnului Iisus. Doamne drag, Tu dai să mănânce păsărilor cerului și peștilor mării, Tu porți de grijă fiecărui om bun sau rău, Tu dai tuturor celor de trebuință. Doamne, dai ploaie și soare peste cei buni și peste cei răi, cu atât mai mult celor ce strigă după ajutor și cheamă numele Tău, nu vei sta niciodată nepăsător. De aceea proclamăm peste media creștină, resurse financiare, chiar în clipa aceasta, în numele Domnului Iisus, a Tău este cerul și pământul și tot ce este pe el. Și tot ce ai lăsat pe pământ este pentru copiii Tăi. Rostim resurse financiare necesare, destule, o înțelepciune de menegeriat peste cei ce conduc canalele de televiziune creștină. În numele Domnului Iisus cerem resurse materiale. O înțelepciune divină în ce privesc programele. Doamne, vrem ca lucrarea Duhului Sfânt pe lungimea undelor să fie da și amin. Zii doar o vorbă, Doamne, și la cuvântul Tău toate lucrurile se schimbă. Astfel, Doamne, să nu fie doar o oarecare televiziune, ci să fie cea mai bună, cea mai binecuvântată din toate punctele de vedere. Credem că cerem în numele Domnului și și primim. De aceea, cu toții într-un glas, conform Marcu 11 cu 23, am cerut în numele Domnului Iisus și îți mulțumim că am și primit. Aleluia! Aleluia! Am primit în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.
Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!